Eugen Purvulescu a fost ofertat de 3 cluburi după ce a fost pus pe tușe de oficialii echipei gorjene. Președintele suspendat al Pandurilor spune însă că își dorește să facă lumină în cazul în care este anchetat, apoi se gândește la o altă opțiune. Purvulescu a venit ieri însoțit de avocata sa pentru a răspunde întrebărilor comisiei formate la nivelul clubului pentru a cerceta eventualul aranjament între Pandurii și Universitatea Cluj. Am fost în discuții, dar fiind în situația care sunt la Pandurii pe Cluj, au picat? Rămân deocamdată acasă. S-au picat. Da, pentru că era timpul scurt, abia un răspuns rapid și eu încă sunt suspendat și nu mi-am lămurit problema cu Pandurii Târgu Jiu. Câte oferte? Una, două? Cam două, trei cluburi. Am avut telefon, mai am și acum ceva, dar important e să se facă lumină în acest caz. Să vedem dacă am făcut aranjament la meciul cu Universitatea Cluj sau nu. Pârvulescu este suspendat de la Pandurii până pe 29 iulie. Atunci, acesta spune că va reveni la Târgu Jiu pentru a vedea ce se întâmplă cu viitorul său. Deși oficialii clubului au investit deja un alt președinte în persoana lui Narcis Răducan, Pârvulescu spune că nu se va lăsa cu una cu două. El are contract pe o perioadă nedeterminată, iar noul președinte a semnat o înțelegere valabilă pe 2 ani. Rămâne de văzut însă ce va stabili comisia formată la nivelul clubului, dar și Federația Română de Fotbal în urma acuzațiilor de blat care i s-au adus lui Eugen Purvulescu.